Mergem mai departe. Imagini revoltătoare au fost surprinse într-un parc din Drobeta, Turnul Severin. Un bărbat este filmat în timp ce țipă la copii aflați la locul de joacă, iar pe doi dintre ei chiar îi lovește. Polițiștii l-au identificat pe agresor după ce imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Scenele au fost surprinse într-un cartier de la marginea orașului. Câțiva martori care au îndrăznit să filmeze au fost și ei amenințați. Bărbatul nervos se răstește la copii, pe unul îl lovește, iar pe altul îl trage de urechi. În tot acest timp îi înjură. Individul a ajuns în scurt timp la audieri. Polițiștii Biroului de Ordine Publică de la Poliția Municipiului Drobeta, Turnul Severin s-au sesizat din oficiu, au identificat persoanele implicate în eveniment și a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.